Bună ziua tuturor! Din acest moment suntem în direct cu sunet și imagine pe interviuri.europafm.ro Domnule Ministru, bine ați revenit la interviurile Europa FM! Vă mulțumesc pentru invitație! V-am invitat, evident, pentru a discuta despre situația școlilor, Sunt a elevilor, despre conflictul cu sindicatele din educație. Nu ați zice conflict. Negocieri? Negocieri, da. Negocieri. Nu pot să nu vă întreb pentru început, după trimiterea în judecată a premierului, dacă mai puteți funcționa ca executiv guvern normal în aceste condiții. Puteți să mă întrebați. Și puteți? Puteți să mă întrebați. Vă întreb. Puteți? puteți să mă întrebați. Nu răspundeți. Nu mă pricep. Eu sunt convins că da, putem funcționa ca executiv fără niciun fel de problemă. A fost convocată următoarea ședință de guvern? Da, avem o ședință de guvern comună cu guvernul Moldovei în ziua de marți și avem ședința de guvern normală miercuri, prezidată de premierul Victor Ponta. Ziceți da. că da. Uh, vă întreb dacă e schimbată cumva atmosfera în interiorul guvernului, la ședințele de guvern în aceste condiții? Ne Ați fac... sesizat schimbări? Ne facem fiecare treabă în domeniul lui. Eu încerc să-mi fac treaba cât mai bine în educație. Domnule ministru, a început școala, două teme au acaparat dezbaterea publică de luni încoace, infrastructura și reforma sistemului a ieșit și președintele Claus Iohannis, care propune o largă dezbatere, astfel încât în următorii 2-3 ani să putem reporni o, o, reformă. Vă întreb mai întâi despre infrastructură. Avem potrivit președintelui 4.000 de școli fără autorizații de funcționare. Dumneavoastră ați rectificat ulterior și ați spus că de fapt sunt 4.000 de clădiri, nu 4.000 de școli. Nu, nu a fost o rectificare, a fost o completare, dacă vreți. Completare. Da, este o informație corectă. Președintele o numește asta o rușine națională poate fi sigur că nimeni nu e mândru de o astfel de situație. Dar lucrurile, v-am spus, trebuie puțin nuanțate. Nu înseamnă că în toate aceste școli sunt, care nu dețin autorizații sanitare de funcționare sunt condiții absolut igienice, improprii pentru desfășurarea cursurilor cu elevii. Am exemplificat acele clădiri istorice care niciodată nu vor putea avea autorizație de funcționare pentru că au o distanță prea mică față de trotuar. Acolo întotdeauna se vor ține cursuri. Sunt alte școli care nu dețin autorizații pentru că au plafonul prea jos, plafonul nu va putea fi modificat. Este drept că aceste cazuri speciale sunt într-un procent de până la 20%. Restul de 80% au ca principală cauză care a determinat lipsa autorizației de funcționare, inexistența alimentării cu apă și a canalizării. Acestea sunt probleme de competența locală și, în cea mai mare parte, ele vor putea fi rezolvate odată cu ridicarea zonei în ansamblu ei. Nu exclud faptul că sunt posibile și intervenții punctuale soluții punctiforme de alimentare cu apă de, yes. de canalizare. Termenul avansat pentru septembrie 2018 mi se pare un termen foarte realist. Facem demersul în acest sens. Mai exact cifrele sunt 3397 de școli de clădiri Vedeți că și eu uh, mă pot încurca. 3397 de clădiri care nu dețin autorizație de funcționare, la care se adaugă 675 de clădiri în care se desfășoară activități cu elevii care sunt în curs de autorizare. Este, uh, dacă vreți, situația este clară: vor obține aceste autorizații de funcționare, deci, practic, aceste 675 de școli nu au în momentul de față, scriptic autorizație de funcționare, dar ele îndeplinesc condițiile pe care, de consecință, a fost depus dosar pentru, pentru autorizare. Uh, grav este, în opinia mea, că deși uh, aceste clădiri, fără autorizație sanitară de funcționare, reprezintă 20%, Numărul de elevi care învață în aceste clădiri este doar de 4%, doar spun între ghilimele pentru că 4% din 3.050.000 de elevi înseamnă peste 120.000 de elevi, ceea ce nu este deloc un număr mic. Procentual poate părea mic, dar în valoare absolută el este un număr foarte important. Sunt 120.000 de copii. Din problema, rural? Asta este problema. Problema este Vedeți, în 20% din clădiri, 4% din copii înseamnă că sunt școli cu dimensiuni mici. Înseamnă că sunt tocmai acele școli din mediul rural unde avem cele mai mari probleme cu abandonul școlar. Anul trecut spuneați exact pe vremea asta. Că erau 2520 de unități de învățământ din întreaga țară da, fără autorizații de și spuneați așa, s-a stabilit ca prioritar alocarea de resurse pentru școlile care nu au autorizație sanitară de funcționare. Obiectivul nostru este ca pe parcursul anului școlar 2015-2016 toate școlile să obțină autorizație sanitară de funcționare. De la finalul anului școlar 2015-2016. Aceasta este afirmația corectă și ca să ne păstrăm în termen de asemenea corect, nu era anul trecut pe vremea asta pentru că nu m-ați fi invitat pe vremea asta A, pentru că nu era ministru. Era la lui la începutul anului școlar. Nu eram la vasul Sau vaslui, la După începerea anului, anului, anului școlar. Eram uh, la începerea anului calendaristic care, după cum știți, e câteva luni peste începerea anului școlar. Iertați-mă, atunci, facem rectificarea. Deci dumneavoastră spuneați atunci că până la finalizarea anului școlar uh, aceste lucruri se vor rezolva. Da, până la finalizarea anului școlar 2015-2016 este afirmația corectă, practic până în septembrie 2016. Recunosc această afirmație. Și dacă aceste lucruri nu s-au rezolvat de atâția ani de zile, cum puteți uh, să le Am rezolvați? spus că termenul, termenul de septembrie 2018, recunosc, este mult mai realist. Aș vrea să luați în considerare faptul că nu sunt în patrimoniu Ministerului Educației. Școlile, începând din anul 2000, le-au fost transferate în patrimoniul autorităților locale. Deci posibilitatea de intervenție, nu vreau să mă scuz, a Ministerului Educației, este aproape de zero. Atunci ați vorbit. Nu avem posibilitatea să intervenim nici măcar în acele cazuri speciale, când sunt incendii, inundații sau alte astfel de uh, situații absolut speciale, în care, deși așa bugetul educației, cum este el, uh, insuficient, am avea, n-ar fi o problemă să alocăm resurse pentru rezolvarea unei situații dramatice. Am dat exemplu unei școli care a ars. Există disponibil financiar? Nu există bază legală pentru a putea interveni. Păi pentru și de ce nu modificați patru... legea? Adică nu s-ar putea da o ordonanță no. să faceți în așa fel no. încât să puteți interveni, să no. alocați fondurile? Face parte din uh, procesul general de descentralizare. A început în anul 2000, acum 15 ani, când școlile au plecat de la Ministerul Educației către primării. Școlile aparținând altcuiva, din punct de vedere legal, Bun, primăriile nu intervin, deși sunt o mulțime de fonduri europene. Unele nu pot. Unele nu pot. Altele ar putea. Și v-aș da exemplu, dați-mi voi, Vă cred rog. că este relevant. Rog. Sunt, spuneam de, de clădiri fără autorizație sanitară de funcționare. Dau exemplu județului Tulcea, unde avem doar 2% clădiri fără autorizație. Județul Sibiu, unde avem 1,1%, deci Aproape că nu mai avem clădiri fără autorizație sanitară de funcționare. În timp ce avem județele uh, Suceava și Vrancea, unde avem 52, respectiv 56% din clădiri fără autorizație. Vă dați seama ce diferență, de la 1% la 56%. Sunt județe în care avem peste jumătate din clădiri care nu dețin autorizație sanitară de funcționare. Mă gândesc la, la comparația cu alte județe, să spunem, situate la același nivel de dezvoltare economică, uh, unde s-a reușit... Uh, Coborârea procentului la 10, 15, 20%. E o diferență foarte mare. Județe similare, să spunem, ca nivel de, de dezvoltare, și într-un județ avem 10, 15, 20% clădiri fără, în alt județ avem 56% clădiri fără. Acum ne concentrăm, așa cum v-am spus și la începutul anului 2015, pentru că atunci a fost interviul nostru, pe identificarea cauzelor, pentru că sunt convins că putem să facem mult mai multe. Acolo unde este dificil pentru că trebuie să ai alimentare cu apă și canalizare este mai dificil și e nevoie de mai mult timp decât am estimat, recunosc inițial cu mai mult optimist decât s-ar fi cuvenit, dar sunt și situații unde cred că printr-o colaborare între la nivelul superior între Ministerul Educației și Ministerul Dezvoltării la nivel local între inspectorate și autoritățile locale se poate face mult mai mult și lucrurile care nu se văd la nivelul fiecărui inspectorat a fost desemnată o anumită persoană cu CNP, telefon, e-mail, etc., cu care se ține legătura în mod direct. Acea persoană, dacă vreți, este echivalentul secretarului de stat pentru infrastructură din Ministerul Educației. Dar dumneavoastră am... spuneați atunci că o să vorbiți cu responsabilitate Ministrul de persoane. Dezvoltării și că veți iniția un program. Avem. Acum Ministrul Dezvoltării nu mai era, domnul Dragnea. Avem, avem, avem acel acord și v-am spus Asta, asta facem acum. Identificăm cauzele, soluțiile, iar Ministerul Dezvoltării are disponibilitatea de a se concentra pentru obținerea de resurse financiare care să fie dirijate către autoritățile locale pentru a remedia aceste situații. Eu n-am auzit la Ministerul Dezvoltării în ultimul an de una asem asemenea plan. Există. Pentru există. Uh, pentru că vorbim de dotări, trecem de la autorizații de funcționare la uh, dotările propriu-zise. Știm că nu Ministerul Educației este răspunzător de dotările din clase, pentru că primăriile au în sarcină de a asigura nu doar plata da, dar Ministerul Educației este urecheat ca să folosesc un termen mai Pentru că, că -i mergem în școli și pentru că a început corect, anul corect, școlar, corect, au mers corect, părinții, corect. vă spun am personal în familie, de la prima ședință cu părinții când au făcut cunoștință cu doamna învățătoare, li s-a spus uh, e clasa 0, e clasa 0 la școală, acum nu mai e la grădiniță. Și atunci, dragi părinți, nu avem dulapuri, sunt foarte multe clase de început, pregătitoare, trebuie să cumpărăm tot ce trebuie pentru copiii cei mici. De la dulapuri până la săpun și marker, că nu se mai folosește în multe locuri creta. Și atunci se perpetuează această problemă. Da, v-am spus și o repet, depinde din ce perspectivă privești. Și eu ca părinte. Am mers la școală și am simțit nevoia să sprijin școala în acele puncte în care mi-a fost, mi fost ușor să o sprijin, uh, iar pentru școală și copiii era un lucru important. Voluntariatul, dacă vreau să mă duc să dau o mână de ajutor, asta este un lucru foarte bun. Mână de ajutor înseamnă inclusiv și 2-3 milioane pentru dotări? Voluntariatul se practică în multe țări și este un lucru pozitiv, este un lucru remarcabil. Dacă un părinte vrea să sprijine uh, comunitatea școlară. Pe de altă parte, același lucru, dacă unui părinte îi se cer, cum spuneți dumneavoastră, 2-3 milioane, este cu totul și cu totul altceva. Nu mai este voluntariat pentru că îi se cer. Dar ce este? Este un lucru uh, care se perpetuează de foarte mult timp în sistemul educației din România și care ține, din păcate, de uh, mentalitate, lucru care trebuie schimbat. Este un lucru ce trebuie schimbat. Dar primăriile de ce nu fac aceste investiții? Ce exemplu v-am dat este din București. Unele nu. O primărie bogată. Unele nu au, înțeleg că nu e cazul, unele nu vor. De ce nu vor? Nu aș interpreta ca rea voință, aș interpreta ca lipsă de înțelegere totală cu privire la importanța școlii în societatea românească. Și la nevoia școlii de susținere în cadrul legal. Aceste probleme sunt mai ales la clasele mici, unde intră foarte mulți copii. Chiar și în aceste condiții, clasa nu, pregătitoare acele, nu se pune problema aceste, să se întoarcă la grădiniță. Aceste probleme sunt la nivelul tuturor claselor. La clasele mici sunt mai vizibile pentru că impactul psihologic este mai mare. Orice părinte, când își duce copilul pentru prima oară la școală, sigur că are așteptări mai mari și vis-a-vis uh, -vis de realitate și nemulțumirile sunt mai, uh, mai evidente, dar... Aș vrea să spun că sunt doar în învățământul primar, sunt uh, lucruri uh, valabile într-o proporție mai mică sau mai mare la orice alt nivel. Profit să vă întreb acum în acest moment dacă se preconizează ceva schimbări pe parcursul anului școlar. Știu că nu sunteți adeptul uh, schimbărilor în cursul Mulțumesc, uh, anului 6. școlar. Nu sunt modificări care să afecteze actualul an școlar? Nu, a fost publicat în monitorul oficial și ordinul, au fost publicate ordinele care uh, privesc organizarea examenului național, bacalaureat și examenul de, de capacitate. Nu sunt, uh, nu sunt schimbări. Sigur, aceste ordine care conțin metodologia sunt urmate de proceduri și așa cum am văzut, uh, am decis anul trecut, uh, spre exemplu, corectura lucrărilor la bacalaureat în alte județe. Asta nu este o schimbare de natură să afecteze elevul sau procesul de pregătire, pentru că elevul nu poate fi interesat nici unde, nici cine corectează lucrarea. Uh, S-a vorbit zilele acestea de introducerea uh, supravegherii în toate unitățile școlare, inclusiv în București. E un proces care începe acum? sau o... Vorbim de supraveghere în video... de examen sau supraveghere în scopul în... asigurării da. și securității elevilor? Da, nu la examen. Nu la examen, da. Se pregătește, nu știu, începe-se poate o licitație sau e o măsură care s-ar putea aplica este de anul tot, viitor? Este tot descentralizată, este tot în sarcina autorităților locale. Dar decizia este a dumneavoastră? Decizia poate fi a ministerului. Vedeți, ministerul poate să decidă să se introducă supravegherea video și audio în toate școlile, dar decide pe bugetul al cuiva. Al primărilor. Pentru că... Se Legal poate decide și poate impune. Dar nu ați impus. Am impus acest lucru. Ideea este să, să se și poată. Sunt două condiții, să vrei și să poți. Am, înțeles. Um, am avut invitații aici la interviul Europa FM, și lideri ai Coaliției pentru Educație și din partea altor organizații neguvernamentale care spuneau că școala suferă o, de o parte din cauza programelor încărcate și a nemotivării profesorilor. Negociați în aceste zile cu sindicatele. Înțeleg că ieri sindicatele au decis să amâne decizia privind eventuala declanșare a unor proteste pentru 10 octombrie. Înțeleg că până atunci veți ști clar în guvern ce măriri vor fi posibile în baza legii salarizării bugetarilor. E o lege care e, se pregătește acum. Uh, vă întreb dacă știți ce le puteți oferi în baza acestei legi. Legea are termen pentru când să fie înaintată? Nu are un uh, termen uh, bătut în cuie, dacă îmi permiteți o astfel de exprimare. Oricum, înainte de Există, buget. Da, așa este, evident. Există speranțe că se va putea finaliza pe parcursul lunii octombrie. Sigur că o nouă lege a salarizării în întreg sistemul bugetar ar rezolva problema creșterilor salariale. Aceasta a fost prima idee, dar separat de această idee au mai existat discuții cu privire la creșteri în educație care să confirme acea afirmație că educația și sănătatea sunt priorități naționale, inclusiv din perspectiva creșterilor salariale. La modul acesta s-a pus problema. Există un acord pentru unele măsuri în domeniul educației, acord care a fost integral respectat de către guvern, inclusiv la nivelul salarizării, e vorba de creșterile salariale de 5% din martie, 5% din septembrie pentru personalul didactic și 12% de la 1 august pentru personalul nedidactic, fac parte dintr-un pachet de creștere salariale care a fost solicitat de către sindicate împreună cu Consiliul Național al Directorilor pe care la vremea respectivă îl reprezentam eu însumi. Uh, am considerat că este cu atât mai mult o datorie să respectăm toate condițiile acelui acord pentru că evident nu ne putem dedubla dacă am solicitat atunci și am crezut în solicitări odată ce am ajuns în uh, membru al guvernului. Nu pot gândi Vă pare altfel, rău? Nu, pot, nu pot gândi altfel, le susțin le-am asigurat, acele măsuri prevedeau creșteri salariale de 10% în 2016, iar propunerea guvernului a fost următoarea. De la 1 decembrie, decalăm în avans cei 10% pe care ni am asumat pentru anul 2016, să-i dăm încă de la 1 decembrie. În paralel, putem plăti toate titlurile executorii și până acum au fost plătite în ultimii 3 ani, 5,1 miliarde de lei pentru titluri executorii doar în învățământul preuniversitar. Se adaugă învățământul universitar. Pentru a finaliza plata acestor restanțe, să spunem, drepturi salariale pe care colegii noștri cadre didactice le-au obținut în instanță conform unei legi care nu s-a aplicat la momentul respectiv, am avansat ideea plății în avans inclusiv tranșa ultimă din 2016 și tot ceea ce a mai rămas pentru anul 2017, deci am propus practic să încheiem plata acestor titluri executorii încă din uh, anul 2015, alături de creșteri salariale de 10%. Au fost, asta ar fi însemnat creșteri în educație alături de cele 5, 5, încă 10 de la 1 decembrie. Ne-am fi putut închide în anul 2015 pe 21% creșteri salariale. Pentru că 105, 105, 1,1 nu înseamnă 20, ce înseamnă 21% se mulțesc. Uh, a fost, uh, nu a fost acceptată această propunere din partea sindicatelor, deoarece în sănătate au fost creșteri salariale de 25% de la 1 octombrie asumate. Uh, vă redau lucrurile din perspectiva sindicatelor. Să fim bine înțelegi. 21% față de 25%, în plus în sănătate au uh, fost și la începutul anului acesta au fost și alte forme de, de sprijin. Ei oricum spun sindicaliștii că chiar și prin legea salarizării bugetarelor, profesorii vor rămâne oricum în coada clasamentului în ceea ce privește creșterea salariilor. Nu cred că spun asta, pentru că acele măsuri salariale din acordul de anul trecut au constituit o primă etapă de creștere a salariilor, care prevedea pachete de creștere salariale de 35% pentru nedidactic și 34% pentru didactic pe o perioadă de 3 ani. Asta era solicitarea asumată și realizată până în momentul de față, chiar în, chiar în avans. O a doua etapă a fost aceea a consultării cu sindicatele pe o perioadă lungă de timp, 2-3 săptămâni, între sindicate și Ministerul Educației. Rodul acestor consultări a fost o grilă de salarizare pe care am înaintat-o Ministerului Muncii, la care se adaugă alte 34 de uh, măsuri punctuale vis-a-vis -vis de salarizarea în educație. Ce Aceste creșteri Cresteri salariale care nu acoperă nici de cum afirmația că salarizarea în educație ar rămâne la coada sistemului bugetar. Au fost creșteri asumate de către Ministerul Educației, înaintate către Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor, pentru a vedea în ce măsură ele pot fi aplicate. Această a doua etapă nu s-a finalizat, discuția pe proiectul legii salarizării în întreg sistem bugetar, pentru că am trecut deja la cea de-a treia etapă după creșterile salariale din uh, sănătate, pentru că, repet, din punctul de vedere al sindicatelor din educație, s-au raportat la. Uh, domeniul sănătății, bazându-se pe afirmația că sănătatea este corectă, asumată, pe care o mențin în calitate de membru al Guvernului, că educația și sănătatea sunt priorități naționale. Ce pot să spun este că în momentul în care nu am avansat o propunere, au fost alte solicitări mai mari. Guvernul are disponibilitatea, după ce vedem execuția bugetară, după ce vedem elementele de construcție a bugetului pe anul viitor, are disponibilitatea de a aloca resurse peste ceea ce deja am propus, în măsura în care aceste resurse vor exista. Consider că este o dovadă de responsabilitate să nu promitem mai mult decât există. Asta ce înseamnă? Dar dacă... Vedeți, noastră, au fost avansate și solicitări de 20%, cu riscul de a se supăra colegii mei din educație, spun că 20%, așa cum s-a solicitat, alături de ceilalți 10%, ar însemna creșteri de 32,3%. Deci deja... De la 1 ianuarie 2016. Nu au fost solicitări să se asigure 20% încă din acest an, ceea ce ar însemna 32% creștere salarială, ceea ce este mai mult decât în educație. Și atunci, aceste resurse. decât în sănătate. Da. Pe care le-am putea aloca, vor putea. Dacă nu vor exista, rămânem la propunerea de 10% de la 1 decembrie. Dacă vor exista, ne putem ridica la 11, 12, 13, 14, dar nu mai mult de 15%. De la 1 ianuarie. De la 1 decembrie. 1 decembrie. Da. Este doar o ipoteză. Am înțeles. Totul depinde de calculele pe care Ministerul de Finanțe le va putea face. Asta în ipoteza creșterii în educație. Cealaltă ipoteză rămâne valabilă creștere în întreg sistemul bugetar care ar rezolva sigur foarte multe lucruri. Spunea Liviu Dragnea aici la Europa FM săptămâna trecută că dublarea salariilor bugetarilor nu se poate de anul viitor, ci treptat pe parcursul la cel puțin 3-4 ani. Asta ar însemna o majorare este foarte... de la 1 ianuarie este... de cel puțin 25% dacă s-ar întinde pe 4 ani. Nu, nu. Este într-adevăr vorba de o perioadă de 4 ani în care ar urma să se aplice, să intre treptat nou proiect al legii salarizării în măsura în care el va deveni lege, din statul de proiect va deveni lege. Iar ceea ce spuneți dumneavoastră, 25% nu sunt 25% creșteri din salarii, ci sunt 25% din creștere. Dacă avem o anumită creștere împărțită pe 4 ani, sigur că în fiecare din cei 4 ani am avea 25% din acea creștere, nu din întreg volumul salarial. Am înțeles consider important de făcut această precizare. Cu sindicatele mai discutați și altceva în afară de creșterea uh, salariilor, pentru că toată lumea e de acord că salarizarea nu rezolvă problemele din sistem. Și spuneați dumneavoastră zilele acestea că sunt 3500 de cadre didactice care uh, nu sunt uh, titulare, dacă am înțeles eu bine, care nu au pregătirea da. necesară, ați spus, pentru a intra no. la clasă și acest no. lucru constituie o preocupare. Pot să le iau afirmația? Vă rog. Anul acesta avem în sistemul de educație 212.000 de posturi și 221.000 de cadre didactice pe cele 212.000 de posturi. Din total, 82% sunt titulari și peste 16% sunt personal asociat, personal pensionat, iar 1,6% constituie procentul de personal necalificat. Am atras atenția că 1,6% poate părea foarte puțin în procente, dar raportat la întreg numărul de posturi, înseamnă 3400 de colegi care nu au calificarea necesară și care intră la clasă. Aceste posturi sunt acoperite pentru că cineva trebuie să intre la clasă, sunt acoperite cu personal care nu are pregătirea necesară, pentru că aceia care ar putea avea pregătirea necesară nu doresc să ocupe acele posturi. Nu se înscriu la concurs, nu doresc. Au plecat de din ce? sistem? sau? Nu doresc. Și atunci o creștere salarială ar putea să facă mai atractivă profesia de dascăl și ar putea dori, pentru că în actuala societate democratică, în mod foarte corect, nu poți obliga pe nimeni să vină la un loc de muncă, dacă nu dorește acest lucru. Trebuie să faci în așa fel încât acel loc de muncă, în cazul de față cariera de dascăl, să fie suficient de atractivă în așa fel încât o persoană bine pregătită să o consideră o variantă viabilă de dezvoltare în carieră. Mă pun întotdeauna a ajuns un gest reflex să mă pun în situația celuilalt. Dacă eu aș fi în momentul de față absolvent de învățământ superior, cep de promoție, cum s-a mai întâmplat și aș avea oricât de mult mi-ar place să lucrez cu elevii și studenții, Uh, oricât de mult aș fi legat din diverse motive pe care fiecare le poate avea și aș avea varianta de a intra în educație cu un salariu X sau a merge într-un alt domeniu cu un salariu 5X, dacă renunțăm la ipocrizie, este clar că voi alege, repet, oricât de mult mi a plăcea cariera de dascăl, voi alege varianta care mă oferă uh, satisfacții personale mai mari din, din această perspectivă. Și... Până când nu se va schimba acest lucru, nu vom putea avea intrări în sistem de oameni suficient de bine pregătiți, pentru că, în general, cei care sunt uh, suficient de bine pregătiți au mai multe variante. Și vom ajunge în situații în care, iată, repet, 1,6% e un procent infim, dar având în vedere că sistemul este foarte mare, înseamnă, practic, 3400 de, de, de colegi care nu prea știu cum să-i învețe pe, pe copii. Nu ținând cont de faptul că sunt 20-30 de copii, la un profesor ajungem iarăși la o cifră mare. Vreau să vorbim un pic despre... Da, poate fi privit din perspectiva asta, total de acord. Uh, vorbim un pic de titularizare. Anul acesta, 37,55% dintre cadrele didactice care au susținut concursul de titularizare au obținut note între 7 și 10. Corect? Anul acesta au dorit să se titularizeze peste 30.000 de cadre didactice. O parte dintre ele nu au reușit să treacă de proba practică, altă parte au renunțat pe parcurs. Am ajuns la 20.000 de cadre didactice care au concurat pe un număr de 4.200 de posturi de titular, 2.700 aproape, aproximativ în mediul urban, 1.500 în mediul rural. Au reușit să ia 8.000 de cadre didactice, o notă suficient de mare pentru a putea ocupa unul din cele 4200 de posturi, dar sigur au rămas 8000 pe 4000. Adică peste 7, nu? Da. Au rămas 8000 pe 4000 de posturi. Înțelegeți? Da. Și atunci am avut situația în care, sigur, unele posturi au fost mult mai atractive în funcție de calitatea școlii, de mediu în care se găsește școala. Și atunci concurența fiind foarte mare pe unele posturi, am ajuns în situația în care profesori care au obținut note foarte mari, nu știu, 970 dau un exemplu, cazuri concrete nu au putut fi titularizați pentru că și-au îndreptat atenția către posturi cu concurență foarte mare ca unde, la intrarea la liceu unde au reușit cei care au avut 980, 990 Dar... și atunci și atunci, este păcat că acel profesor care a dovedit, este clar foarte bun, cu 970 n-a putut să fie titularizat în schimb, pe alte posturi care au fost mai puțin atractive, titularizarea s-a putut face și cu nota 701. Dar nu e mic procentul totuși, mai puțin de jumătate au luat notă de trecere totuși. Avem alte cifre, uh, din uh, cele 20.000 de lucrări, peste 20.000, 92 au fost anulate, însă mai avem niște cifre uh, care spun că 5.323 de participanți, adică 26,15% s-au situat în tranșa de note 1.499. Adică sunt 5. Da, este foarte trist. De ce? Și dacă vom continua analiza, vom, uh, vom vedea că, din păcate, un lucru foarte trist, sunt uh, mai mulți colegi tineri care s-au situat în această tranșă. Revenim la răspunsul inițial. Cei care sunt foarte bine pregătiți aleg alte căi de dezvoltare. Și atunci ajungem la același subiect. Sistemul de salarizare este o condiție, spun eu, necesară, dar nu suficientă. Dar Trebuie ce fac părinții acestor copii? Necesară. Recurg la meditații, dar cei care nu au bani de meditații, ce fac cu acești profesori care nu pot ei înșiși să treacă un examen? Este o problemă profundă ce ține de accesul echitabil la o educație de, de calitate și care este o provocare pentru orice sistem de educație. Cum am ajuns aici? Sub finanțarea prelungită? Da, e foarte important să vă răspund la această întrebare. Convingerea mea, deci nu opinia mea, convingerea mea, aplicând uh, două lucruri. Costul standard pe elev, într-un moment și finanțarea învățământului în funcție de numărul de elevi în anii 90, într-un moment în care consider eu societatea românească, sistemul de educație nu era suficient de bine pregătit, și descentralizarea ambele și sistemul de finanțare pe relev și descentralizarea sunt lucruri pozitive. În lume ele sunt uh, considerate ca fiind uh, factori de progres. Dar cu condiția ca societatea să fie pregătită și contextul real să fie propice pentru implementarea unor astfel de măsuri. Odată ce am uh, introdus uh, finanțarea pe relev și descentralizarea școlilor, fără ca școlile să fie pregătite, impecabile, iarăși, între ghilimele, la cheie predate autorităților locale, s-au ajuns în această, în această situație, care nu este chiar atât de rea pe cât se încearcă să se prezinte în ultima perioadă, pentru că școala românească este capabilă în continuare să dea foarte multe vârfuri. Mă refer la cele 266 de premii obținute de elevii români, pregătiți de profesori români la Olimpiadele Internaționale. Dar Anul acei acesta... profesori români spun că nu sunt acești copii rezultate ale pregătirii de la școală. Acești copii lucrează separat, învață separat. Nu întotdeauna. Nu întotdeauna. Nu contest faptul că sunt situații de acest gen, dar sunt și copii care nu au lucrat separat, sunt copii care beneficiază la școală de profesori foarte devotați și foarte bine pregătiți, cunosc multe cazuri, care nu au făcut pregătire în particular, ci pregătirea în școală cu profesori devotați. Dar dumneavoastră v-ați dus copilul la meditații? Da. 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 Ce vă spune faptul că foarte mulți absolvenți de liceu pleacă să studieze în străinătate? Din ce în ce mai mulți? Sunteți profesorul este... universitar. Da, și nu numai elevi, și, și studenți. Uh, Dincolo faptul de faptul că, sigur, e un lucru bun, am studiat și eu în străinătate, e extraordinar, subia. capeți da. niște experiențe extraordinare, dar nu vor să rămână să înveți aici, totuși. Sunt suficient de mulți cei care vor să rămână să învețe. Mă înțeleg foarte bine și dorința de a studia în străinătate, de a căpăta experiențe noi de, de viață, de a fi mult mai bine pregătit. Ce se poate face? Să, cu coerență și consecvență, subliniez aceste două trăsături absolut necesare, coerență și consecvență, să. Modificăm acest sistem al educației astfel încât el să constituie, așa cum am mai spus, o alternativă viabilă. Pentru că nu îi poți obliga pe cei mai buni să studieze în România, dar le poți oferi condiții și vorbesc de o paletă largă de instrumente prin care putem și trebuie să intervenim în așa fel încât să constituie o uh, opțiune dorită a studia în România. Apropo de studenți, uh, revin la un subiect dezbătut uh, intens zilele acestea. Dumneavoastră a solicitat uh, în țară să vă spună câte locuri ar fi disponibile. Râdeți încă mine. Liviu Dragnea mi s-a părut că e supărat pe această inițiativă a dumneavoastră. Dumneavoastră ați explicat că a fost nu. o solicitare a vicepremierului. Vă întreb nu a dacă fost aveți o. Nu, 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 nu. Sau din este partea sistem... Comitetului pentru este situații. Un sistem foarte clar. Deci sunt convins că domnul președinte Dragnea a înțeles foarte corect. Doar că dumneavoastră l-ați luat prea repede, l-ați întrebat. Bun. Comitetul pentru situații speciale de urgență gestionează această problemă. Este o instituție a statului care atunci când adresează o solicitare, orice altă instituție a statului trebuie să răspundă, inclusiv Ministerul Educației. Și solicitarea a fost următoarea. Vă rugăm să ne precizați disponibilitatea locurilor de cazare pentru o eventuală și subliniez eventuală, deci a fost o analiză. Primind această solicitare, având în vedere că universitățile beneficiază de autonomie universitară, iar inspectoratele își cunosc cel mai bine situația, am adresat această solicitare, obligatoriu era să o facem, de aș declara disponibilitatea eventuală, și subniez încă o dată, către cele 92 de universități și către cele 42 de inspectorate. Cele 42 de inspectorate au spus că nu au această disponibilitate, ele sunt în subordinea Ministerului Educației, iar cele 92 de universități, cu două excepții, au spus de asemenea că nu au această disponibilitate. Au fost două universități care, pe baza autonomiei universitare, universitățile și aici, E un subiect extrem de delicat pe care o să-l apăr cu toată tăria. Universitatea este singura care poate să decidă. Și care este necesarul și care este disponibilul. Universitățile este bine, este absolut necesar să fie așa. Au apreciat că față de necesar au disponibile 50 de locuri într-o -un, într universitate, 80 de locuri într-o altă universitate. Deci au doar spus... 130 în total da. ar fi la o eventuală, așa cum spuneți, o eventuală. O eventuală. Deci 130 o de eventuală. locuri. În școli da. și universități. Școlile da. spuneți că nu. Am înțeles. Trec peste acest deci subiect. A fost o solicitare. Știți că solicitarea poate să aibă un regim diferit. A fost o solicitare care a fost făcută în regim deschis. Nu în regim de secret. A ajuns la 134 de entități, 92 de universități și 42 de inspectorate. Fiind în regim deschis, evident că au fost. A la cunoștința publicului. Deci Revin. sunt extrem de simple. Revin la programă și înțeleg, că, uh, programa înțeleg dar că nu asta sunt nu schimbări. Seamnă, dar rog. asta nu înseamnă că s-au făcut uh, speculații, cel mai, cel mai bine este să întrebi. Asta nu înseamnă că Ministerul Educației uh, și-a făcut un obiectiv din uh, a asigura cazarea refugiaților în uh, căminele studențe sau în căminele de elevi. Asta am înțeles, dar suntem în situația da. în care în loc de 1785 am putea fi obligat să preluăm 7000 și atunci... Această discuție depășește area de competență a Ministrului Educației, așa că... Tocmai de aceea trec repede da. la subiectul următor. Uh, programa școlară ați spus și dumneavoastră că trebuie un acord asupra planului cadru uh, cu privire la numărul de discipline. Înțeleg, nu vreau să insist, dacă nu se schimbă nimic, trecem la următorul subiect. Nu, evident că se schimbă, pentru că uh, asta este... Esența, tot ceea ce am discutat până acum, sunt intervenții punctuale necesare în sistem. Aceste intervenții sunt făcute uh, din mers, cumva, pentru că sistemul educației este un sistem viu, ce nu poate fi oprit și remediat. Deci, insist asupra necesității acestor schimbări, care necesitate nu este promovată de minister sau de mine ca ministru, ci este o solicitare generală a sistemului în cele mai multe situații. Dar sunt, repet, intervenții, dacă vreți, punctuale. Aș vrea să avem o accepțiune corectă asupra termenului de punctual. Rezolvă o problemă a educației într-un anumit moment. Nu este suficient să ai intervenții punctuale. Trebuie să ai viziune. O viziune din viziune fac parte programe, pentru că de asta m-ați întrebat, planuri cadru și programe conforme așteptărilor, pentru că în momentul de față avem uh, programe ce nu au mai fost revizuite de 10, 12 sau chiar mai mulți ani. Fac parte manualele care sunt o consecință a programelor și aici vreau să vă spun că în momentul de față avem Știți câte programe școlare avem în învățământul preuniversitar? Nu. Să vă dau în premieră această informație. Avem 555 de programe școlare. 555, e o cifră ușor de reținut. Din aceste programe școlare s-a realizat în ultima perioadă, și când spun ultima perioadă, mă refer la perioada 90-2015, S-au realizat 279 de manuale. 200, acoperirea cu manuale pentru 279 de programe. Deci acoperirea cu manuale pentru 279 de programe. 276 de programe, deci sunt jumătate-jumătate cele da. 555, nu au manuale. Nu au existat niciodată acolo, există programa, iar cadrul didactic, de asta spun că avem cadre didactice foarte devotate, aplică programa respectivă fără a avea un instrument esențial manualul școlar. Deci am spus planuri, cadru și programe, am spus manuale. Cele 555 de programe școlare sunt distribuite în felul următor. 143 în învățământul primar, 201 în învățământul gimnazial și 211 în învățământul liceal. Total 555. Dacă la punctul 2 am spus o viziune, planuri, cadru și programe și suntem în curs de revizuirea planului cadru, termenul este ianuarie 2016. Pentru programe, conform planurilor cadru, etapa următoare, avem termenul iunie 2016. Pentru implementarea acestor programe, avem termenul septembrie 2017, implementare programă nouă, inclusiv suport digital, la clasa 5 -a și la clasa 9. -a. Ce înseamnă asta pentru elevi? Înseamnă noi manuale? Înseamnă noi manuale, înseamnă nouă abordare axare pe competențe cheie și înseamnă suport digital, care este un lucru esențial în contextul tehnologic în care ne aflăm. Asta se Aceasta... va întâmpla indiferent dacă se schimbă legea educației sau nu? Asta trebuie să se întâmple indiferent dacă se schimbă legea educației sau nu, indiferent dacă se schimbă ministru sau nu, guvernul, indiferent de orice, asta trebuie să se întâmple. Asta înseamnă dacă și nu se reducerea în... numărului de materii? Dacă asta înseamnă și aerisirea planurilor cadru, adică reducerea numărului de materii și o altă abordare. Al doilea lucru, vă spuneam, este manualul școlar, planul cadru și programe. Al doilea lucru, manualul școlar. Al treilea lucru, infrastructura școlară despre care am vorbit. Și al patrulea lucru, care este, dacă vreți, cel mai important dintre cele patru, calitatea cadrului didactic și motivarea acestora. Măsurarea activității cadrului didactic, în principal, prin proces școlar și alte astfel de intervenții directe în pregătirea elevului. Adică cum veți face să-l evaluați? Pentru că acel profesor dă examene, primește uh, comisii, aceste, inspecții de la nu? Toate, toate încerc să, încerc să structurez discuția. Toate aceste patru capitole, să spunem, sunt de viziune. Ele trebuie să fie promovate, discutate, asumate în detaliu de întreaga societate și de aceea consultările sunt extrem de importante pentru că în societatea românească post-decembristă, dar nici înainte, nu au existat consultări suficient de largi și de profunde în care să fie implicat și mediul socioeconomic, spre exemplu, ca beneficiar final al produsului educației, fie că vorbim de nivel preuniversitar, fie că vorbim de nivel universitar. Angajatorii. Acest lucru am început să-l facem, am organizat exact. Am organizat o primă rundă de consultări și am discutat despre acest lucru. Avem planificat o a doua rundă în care sunt invitați, dar nu este deloc simplu pentru că lumea angajatorilor este foarte diversă. Avem federațiile patronale, Camerele de Comerț și Industrie, a României sau Românul Germane, sau de altă natură. Avem Coaliția pentru Dezvoltarea României, avem a, asociații profesionale. E o paletă foarte largă. De aceea am spus că trebuie făcută această consultare, chiar dacă va dura mai mult. Și sunt, sunt de acord cu acest termen de doi ani, mi se pare un termen rezonabil, pentru că între două variante avea repede o legea educației sau avea foarte bună o legea educației, evident că plătesc pentru a doua variantă. De susțineți planul președintelui o largă dezbatere chiar dacă durează 2 ani și renunțăm pentru un moment la modificarea legii educației acum sau la începutul anului viitor. Cu două excepții. Cu două excepții. Una am precizat o eu personal Atât timp cât voi mai fi ministru, îmi voi asuma răspunderea înaintării unei propuneri către guvern pentru modificarea legii care să facă din manualul școlar un bun de interes național și nu un bun oarecare, așa cum este el privit acum. Deci, pentru acest lucru, mi-asum. Inițiativa unei modificări. Sigur, guvernul va stabili dacă uh, inițiativa este bună sau nu, dar sunt convins că există înțelegere și maturitate și responsabilitate la nivelul guvernului. Iar cea de-a doua, vreau să vă spun că ieri am fost la deschiderea școlii în Spital, uh, la Institutul Oncologic. Este un, văzut. este un lucru absolut impresionant. Spuneam, țin uh, nevoia să mă exprim în, uh, în acest fel. Uh, Ne iartă nouă greșelile noastre cu voie sau fără de voie. Există riscul să ajung în această situație în care să greșesc fără de voie, necunoscând realitatea, necunoscând... Sigur, știam, dar în momentul în care vezi și intri în profunzimea lucrurilor, vă spun că perspectiva se schimbă. Iertați-mă, ați fost pentru ascultătorii care nu știu despre ce vorba, ați fost la copiii bolnavi de cancer, să... la Spitalul Fundeni, acolo sunt zeci de copii bolnavi. Vă rog. Da. Care nu pot învăța. Adică sunt cost... obligați din cauza bolii să renunțe luni de zile la școală, să sunt, nu meargă sunt la școală. Sunt convins că ascultă dreptul noastră, înțeleg despre ce este vorba. Și atunci? Sunt copii care. Pentru care speranța există până la capăt. Sunt copii care doresc să învețe, sunt copii cu care am discutat. Și o astfel de experiență nu face decât să mă revolte pe mine personal cu privire la existența unor articole în legea educației care spun că nu putem organiza școală în spital decât dacă îndeplinim anumite condiții, minim 4 săptămâni, când, nu știu, poate un tratament de chimioterapie durează doar 3 săptămâni, în care nu sunt decât, în care îndeplinim condiția minim 10 elevi pe grupă, păi acei copii sunt în situații cu totul și cu totul speciale fiecare în felul lui. Nu trebuie să așteptăm să avem 10 copii pe, pe grupă. Și este al doilea punct pentru care eu personal uh, aș vrea să-mi să asum o inițiativă de modificare a legei educației. Deci, cu aceste două excepții, cred că uh, nu trebuie intervenit cu alte schimbări, deși ar mai fi încă o situație care privește câteva mii de colegi de-ai noștri mai tineri. Le cerem să intre în învățământul universitar uh, pe niște salarii care, la nivelul asistenților și șefilor de lucrări, sunt uh, total neadecvate pentru ceea ce le cerem acestor colegi mai tineri. Le cerem să fie foarte buni, le cerem să fie foarte pregătiți, le cerem să aibă pregătirea doctorală finalizată pentru a putea preda în învățământul universitar. Și le oferim uh, salarii care. Nu sunt de natură a-i motiva. Este vorba despre aplicarea acelui articol al Legii 1 a Educației Naționale, care spunea că la patru ani de la intrarea în vigoare a legii, pentru colegii mai tineri, și sunt câteva mii de colegi care nu și-au finalizat studiile doctorale, cariera didactică se termină. Am spus că se termină într-un mod abrupt, la 11, arbitrar, 11 februarie doar pentru faptul că legea educației naționale a intrat în vigoare în data de 11 februarie 2011. Nu are nicio legătură cu procesul didactic. A cei colegi ai noștri am spus, au început activitatea didactică în uh, luna octombrie 2014 și dintr-o dată, brusc, înainte de a-și finaliza evaluarea, examinarea studenților, uh, trebuie să părăsească sistemul pe 11 februarie. Am spus, nu este corect și am prorogat termenul până la 30 septembrie. 2015 pentru a-și putea finaliza anul universitar, după care, sigur, legea 1 își, își face efectele. Când veți, excepțiile făcut, acestea, când le veți promova? Adică... Am făcut, nu, dați-mi voi, vă rog. am făcut, am avut această inițiativă în care am crezut, dar sunt foarte dezamăgit că și universitățile și colegii care au fost uh, direct ajutați pentru că și-au putut finaliza uh, mă rog, anul școlar în bune condiții, n-au intervenit în momentul în care au fost avansate enorm de multe critici, dacă și intenționat folosesc la limită limba română. Însă, în momentul în care am ajuns la 1 octombrie și în care ei trebuie să părăsească sistemul, dintr-o dată, universitățile revin cu foarte multe solicitări. Aș fi preferat că atunci când am promovat acea ordonanță de urgență, modificarea legii educației, să am mai multă susținere din partea sistemului. A universităților. Sunt dintre această, ei. Da. Și atunci, aceasta a treia modificare. Când le veți promova rău, dar... pe toate? Pe toate cele două. Da, pe cele două. Referitor că la că pentru copii a treia și este la este asisten... Prea târziu, pentru că 1 octombrie este mult prea mult prea aproape. Uh, în ceea Din ce păcate, privește. Pentru colegii noștri mai tineri, care, repet, n-au nicio vină și nu este corect să părăsească sistemul, dar așa spune legea. Când veți promova modificarea uh, care se referă la copiii bolnavi? Consider o datorie morală să mă întorc în școala din spitalul oncologic, așa cum au invitat copiii de Crăciunul acestui an. Și până atunci trebuie să le duc uh, sub pom și această veste bună, dacă îmi permiteți o exprimare mai metaforică. V-au emoționat foarte tare, asta se vede. Da. Ultimul subiect, când încerc scuze, am promis că terminăm la fără un sfert, dar nu pot să nu vă întreb despre această dezbatere. Uh, a plagiatelor, mai ales a persoanelor publice, suspiciunilor, îmi cer scuze de plagiat. Ați fost întrebat, știu despre acest lucru. Vă întreb dacă dumneavoastră personal, în cazul vicepremierului și a altor subordonați de ai dumnealui, ați citit articolele publicate de presă în ultimele săptămâni? Că orice cetățean caut să mă informez cât mai bine. Când le-ați citit, ce v-ați spus? Nu cred că este importantă opinia personală din moment ce avem structuri și legi care reglementează acest lucru. Bun. Mai mult decât atât, Bun. aveți idee câte titluri de doctor au fost. V-am auzit peste 60.000. 55.600. Din anul 2000 până în anul 2015 și cifra sigur că este în continuă creștere. Ați discutat Credezi cu domnul Gabriel Oprea despre acest subiect? Sincer, nu. Nu v-a sunat? Sau nu l-ați sunat? Nu. Avem colaborări instituționale. Nu. Și nici n-aș dori să discut acest subiect. De ce? Pentru că nu vreau să mă implic în cazuri punctuale, pentru că ar însemna, odată ce te implici într-un subiect, poți să îți ceară oricare din cei 55.000 de deținători ai titlului de doctor să te implici în subiectul lor. Care este diferența? Diferența este că este un om care face legi și este pe o funcție foarte importantă, care teoretic ar trebui să aibă autoritate morală, inclusiv în raport cu profesorii care uh, merg la școală ani de zile, care scriu poate ani de zile la o lucrare. Știți câte școli doctorale sunt? Nu. Vă spun eu, 186 de școli doctorale în România, care acoperă 67 de domenii de doctorat. Nu vă preocupă acest subiect? mă preocupă la nivel sistemic subiectul, mă preocupă promovarea într-o nouă lege a educației a următorului lucru. Procesul de pregătire doctorală trebuie să fie gestionat da capo, al fine, de către universități. Începând cu admiterea și terminând cu acordarea titlului, pentru că nu găsesc corect ca titlul să fie acordat de Ministrul Educației, nu găsesc corect ca după ce procesul de pregătire doctorală ce durează 3-4 ani sau mai mult și este cunoscut în universități pentru că acolo se derulează, să avem o apreciere la nivelul CNATCU pe parcursul a 2-3-4-5-6 ore să analizăm 50-100-200 de teze cu o echipă de 10-15 oameni. Oricât de bine pregătiți ar fi, nu pot să intre în profunzimea lucrurilor, nu pot să cunoască, Detalii despre o anumită teză de doctorat, în câteva ore analizând câteva sute, la fel de bine cum o cunoaște universitatea. Comisia care a spus că domnul Gabriel Opra nu a plagiat. spuneți nu, că... Nu nu, 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 vorbesc de CNATCU. De CNAT -cu. Comisia Națională de. Comisia e, Națională e... de Atestare a Titlului Diplomă Certificare Universitară este CNAT cu și este comisia care dă validarea finală pe orice teză de doctorat. Vă spun că o trebuie, e obligată această comisie să analizeze zeci, sute de teze într-un interval de câteva ore. Nu poate să cunoască detalii despre. Aceste teze de doctorat, în niciun caz, la fel de bine cum le poate cunoaște Universitatea, care are la dispoziție 3 sau 4 ani. Și atunci sunt adeptul ideii că tezele de doctorat trebuie să înceapă și să se termine în Universități, inclusiv cu acordarea titlului de către Universitate și, la limită, dacă doriți, atunci când se consideră retragerea titlului, tot de Universitate. Deci, asta susțin, este și o propunere a Universității București pe care o susțin pe deplin. Ea trebuie să facă parte dintr-o nouă lege a. Educație. Comisie de la nivelul universității care spune că această lucrare a domnului Oprea ridică mari semne de întrebare. E adevărat, este o comisie dacă, peste? Dacă citim, dacă citim atent, vedem că nu spune comisia, ci spune președintele comisiei în nume personal. E adevărat că este o comisie peste. Știți de când este o comisie peste? Este Consiliul Național de Etică. Din anul 2011 este o inițiativă a domnului ministru Daniel Funeriu care a scos de sub incidența comisiilor de etică din universități anumite uh, categorii. A scos uh, membrii Consiliului de Administrație, directorii instituturilor științifice și sunt 5 sau 6 categorii în uh, legea 206 modificată prin OG28 de către domnul ministru Funeriu, inclusiv demnitarii. Când a scos demnitarii de sub incidența comisiilor de etică din universități, sunt convins că au avut o anumită gândire. Dacă vreți opinia mea personală, ar fi trebuit scoși, dacă tot am scos din motive uh, care pot fi susținute anumite categorii, pun eu întrebarea de ce n-au fost scoși și rectorii universităților din această categorie. Pentru că am fost și eu uh, rector de universitate și în calitate de rector al universității știu că am în directa subordine Comisia de Etică. Deci, evident, că un rector judecat de Comisia de Etică din directorul lui Suborn ar fi putut, ar fi trebuit să fie scos și el de sub incidența acestor prevederi în OG28 promovată de către domnul ministru Daniel Funeriu. Consiliul Național de Etică știți cum a luat această decizie? Au procedurile lor. Analizează cazul, analizează situația. De Cred că... Cred că există și, și discuții cu cei vizați direct, au o procedură. nu? De ce este secretă comisia care a evaluată lucrarea domnului Oprea? Trebații pe cei care au inițiat aceste reglementări. Dar sunt în subordinea dumneavoastră? Da, sunt în subordinea Ministerului Educației. Pentru că jurnalista a care... Ane, mai exact, a ANCSI-ului. Jurnalista care Emilia Șercan care a, a făcut mai multe anchete pe acest subiect a făcut solicitare în baza legii liberului acces la informațiile publice, încă din luna iulie au trecut de mult cele 30 de zile prevăzute legal pentru un răspuns, nu l-a primit. Nici acum, de ce? Adică se dă impresia că este o lipsă totală de transparență în acest caz. Sunt reglementări. Și sunt dator să vechez la respectarea lor în momentul în care vor putea fi schimbate, eu sau altcineva va fi dator să asigure respectarea acestor reglementări. Vă asumați faptul că ați putea fi dat în judecată, ministerul? Pentru faptul că nu răspundeți legal într-un termen prevăzut de lege. Dar noi răspundem. Ministerul răspunde. i a spus că este secretă. Este un răspuns. Deci sunt lucruri, oricum trebuie răspuns. Fel sau Am altfel. înțeles, dar secretă nu componența, ci anumite acte. De ce este secretă componența unei comisii, comisii plătite din bani publici? Răspunsurile sunt formulate de către persoane cu pregătire juridică. Fiecare componentă a acestui răspuns este susținută legal de către juriști. Îmi pare rău că ați fost foarte deschis pe tot parcursul interviului, iar când vine acest subiect, v-ați închis. Nu e adevărat. Mă face să vă întreb dacă vă este frică de Domnul Oprea. Nu e adevărat, puteți să întrebați absolut orice. Înci, încerc să îmi fac datoria cât mai corect cu putință. Sunteți nu. într o poziție ingrată în acest caz? Nu. Nu, nu nici vă simțiți cum. prins nici, la mijloc? Nici de cum. Nici de cum. Indiferent despre cine este vorba, încerc să îmi fac datoria. Domnule ministru, mulțumesc foarte mult că ați venit la interviul Europa FM, vă mai așteptăm și sperăm ca la anul să ați spus nu că mai avem acele mai probleme. Vizați. Mulțumesc.